Europa nu va mai fi la fel. Cei care au susținut Moldova nu vor mai ajunge la Bruxelles. Uniunea Europeană se va destrăma după alegerile europarlamentare sunt doar câteva dintre narativele cu care propagandiștii ruși idioții lor util din Republica Moldova ne-au tot speriat în ultimele luni înainte de scrutinul european care s-a desfășurat duminică majoritatea furnizorilor de falsuri s-au răzlețit acum și nu mai sunt la fel de vocali Însă unii dintre ei insistă chiar și după încheierea alegerilor că Europa merge spre desființare. Așa cum a făcut-o Dodon într-un mesaj transmis de la Moscova, acolo unde în ultima lună s-a aflat chiar mai mult decât în Republica Moldova. Adevărul este că Chiar dacă Rusia a investit sume colosale în aceste alegeri europene, în încercarea de a clătina pozițiile partidelor ce se află la guvernare și a-și promova extremiștii finanțați de ei, lucrurile nu s-au schimbat esențial față de felul în care a arătat Parlamentul European până la alegeri. Astfel, cea mai mare forță din Parlament, Partidul Popular European, a obținut 186 de locuri în viitorul legislativ, cu 10 mai multe decât are în prezent. În timp ce partenerii lor obișnuiți de guvernare, Alianța Progresistă a Socialiștilor și Democraților va avea 135 de locuri în Parlament, cu patru mai puține decât în prezent. Împreună cu cea de-a treia forță aflată în prezent la guvernare la Bruxelles, Renew Europe, aceste formațiuni adună 400 din cele 720 de locuri în Parlamentul European. O majoritate confortabilă. Aceste trei grupuri pot conta și pe sprijinul verzilor europeni, dar și pe o parte din grupul conservatorilor și reformiștilor, în special cei ce vin din Italia, de la partidul condus de prim-ministra Georgia Meloni. Așadar, grupul pro-europenilor, format din cei care susțin necondiționat Ucraina și Republica Moldova, depășește 70% din componența actualului Parlament european. Iar asta este cea mai importantă realitate de la care trebuie să pornim după ultimele alegeri europarlamentare. Un scrutin care, repet, în ciuda eforturilor uriașe ale rușilor de a destabiliza Europa și a-și trimite la Bruxelles cât mai mulți oameni, a arătat încă o dată viabilitatea proiectului european. Chiar și în Franța, exemplul atât de utilizat în aceste zile de propaganda rusească, partidele pro-europene, Renew, Socialdemocrații, Popularii și Verzii au obținut 37 de mandate, mai multe decât formațiunea populistă condusă de Marine Le Pen, care va avea 30 de eurodeputați. Iar în celelalte mari țări europene, Germania, Spania și Italia, scorul pro-europenilor este unul și mai mare în comparație cu ce au obținut extrem. Este o veste foarte bună și pentru noi și Ucraina, care ne vom bucura în continuare de aceeași susținere la Bruxelles. Trebuie să spunem că la acest rezultat am contribuit și noi un pic prin prezența destul de activă la scrutinul de duminică. Aproape 57.000 de moldoveni cu cetățenie română au votat la aceste alegeri, Republica Moldova furnizând de departe cele mai multe voturi dintre țările în care au fost deschise secții de votare în afara României la scrutinul european. Îmbucurător este și faptul că aproape 90% din voturi au mers spre partide pro-europene, ale căror membri sunt principalii noștri susținători în Parlamentul European. În timp ce extremiștii de la Aur și cei ai Șoșoacă au obținut scoruri foarte mici în Moldova, mult sub pragul electoral, în ciuda promovării agresive de care s-au bucurat. De altfel, datorită prezenței active în Republica Moldova și a felului în care s-a votat aici, s-a evitat o victorie rușinoasă aur în diaspora românească. Într-un final, 25 din cei 33 de eurodeputați pe care îi trimite România la Bruxelles vor face parte din grupurile pro-europene, cu câte 11 la PPE și Social Democrați. Concluzia după alegere că Europa, în ciuda tuturor provocărilor, rămâne puternică și unită în jurul valorilor care au făcut-o un model la nivel mondial: libertate, democrație, egalitate, prosperitate și civilizații. Și că am demonstrat și noi, prin votul de duminică, încă o dată că și locul nostru e acolo, în Uniunea Europeană. <fuzi>